Salut, dragi prieteni, mi-a găsit un nou videoclip. În acest videoclip voi face un videoclip mai special, adică un videoclip legat de casetă. Deci, în caz că ai o casetă murdară, e asta. Casetă așa de murdară. O să vă arăt cum o puteți curăța, câțiva pași simpli. Și cum îi putem reda strălucirea de altă dată. Deocamdată așa se prezintă caseta, mici imperfecțiuni în exterior și cu o mică problemă la bandă. Banda este complet înțepenită. Dar culmea că banda nu este nici măcelită, nici cu probleme, arată ca nouă banda. Totuși, cred că ar trebui schimbată poarta carcasă. Așa. Acum pun pe pauză și vă arăt ce trebuie să faceți. Pentru a curăța caseta audio, aveți nevoie de o crupă și o soluție de spart pe jos sau de mututeț. În cazul meu am o soluție de asta de la Amway, care își face bine treaba. Doar să menționez, să fiți foarte atenți, să nu dați niciodată cu soluția pe caseta, pentru că puteți să umeziți caseta și după asta nu mai bun nimic. Recomand cu încredere să puneți pe o crâpă treaba asta, soluția asta, și cu crâpa să o curățați. Pentru că altă soluție n-aveți. Vom încerca acum, stați numai puțin, să curățăm caseta. Așa. Tot eu de vezi. Trebuie să dau puțin și ești cu soluția. Ca să curățăm caseta. Tot un pic ca telefonul, vă rog să mă scuzați. Deci așa. Insistăm. Chiar trebuie să se ducă mizeria, normal. Numai că telefonul meu tot o ia pe o plimbare. Nu știu ce acum, nu știu, n-am ce nici ceva, că eu cred să-l zic, pun pe telefon. Se pare că nu merge. Am să dăm mai... Am o soluție. Mai recomandabil ar fi ca să insistați, nu curățați. Dacă i-am printat de mai demult, va fi puțin mai dificil. Normal ar trebui schimbată carcasa, da, o casetă, pentru că arată o viu. Încercăm cât de cât să o curățăm. Problema e că observ că nu prea vrea să se curețe. Thank you.
În cazul de astea ar trebui... Da, deci este foarte complicat câteodată să cobezi caseta audio din Nigeria, pentru că dacă e amprentată de mai de mult, trebuie să faci chestia asta insistent. Am zis să fac și videoclipul ăsta pentru că momentan ca să o pun meu în pauză, pentru că am tot... De asta n-am mai primat. Am cer scuze că n-am mai primat duminica. Am promis că primez duminica cu caseta audio pe castofon și uite azi că n-am mai primat din mod. Nu că n-am vrut eu, dar am zis să fac o castofon post, că am folosit destul de des. Și am zis atunci că, nu? Nu știu de ce nu vrea să se ducă. Mai trebuie puțin lucrătoare, vedeți și voi. E o casetă de prin 1984. Și... Da. Dacă vreți să vă spun povestea acestor casete, o să vă spun toți. Nu voi avea și eu timp. Vă voi povesti cum le-am găsit. Că aceste le-am salvat de undeva, aceste casete oare și de aia arată halul ăsta. De fapt, ele de fapt au stat în șupă, casetele astea. N-am mai fost pus de la aliziu. Și atunci... Păi atunci de asta nu mă mișc. În cazul de astea trebuie să fac o cotabă, știu dacă e cea mai bună idee. Nu vrea să se ducă, dar... Da. Nu știu cum să mai curăț ca să arate și bine că și banda, din câte am observat, este înțepenită. Știu dacă se vede aici. În partea asta e un gol foarte mare. Nu cea mai gol, culmea. Apoi se și poate observa. Deci există la căsăta asta. Și aici avem un congol. Nu știu ce să fac, deci dați-mi și voi o recomandare în legătură cu curățarea casetelor audio, cum se fac curăța. Eu v-am arătat așa un fel de tutorial, dar nu văd că de data asta nu merge. Voi mai încerca cu Speed. Nu-i se vine nimic aici, să nu credeți că eu din ajuns așa o poziție, de început trebuie totuși curățată. Mai știu cu ce. Încercăm să facem, încerc să, de ce în acest video cum ne chinim să curățăm caseta asta. Nu știu dacă e chiar cea mai ideală idee să curăț caseta cu Speed. Da, încercăm. Numai Speed omul are tot. Microbii și spun. Dar numele.
Da, cu tot regretul, da, se pare că n-am timp. Ei bine, am curățat-o și eu cât am putut caseta, din păcate fără succes, e cam dar, nu știu, dacă aș fi avut aparatul de avea, cum am văzut cineva cu o curățată discă de pic, am stat pic, fost excelent. Dar, se poate observa cât de cât că acum stărucește un pic. Chestiile astea îngrebinite, nu văd că se duce, se pare că cred că erau acele elemente care scriau numele producător casetei, seria și s-a fi dus, ori a fi fost ceva de la Pix. Și nu știu ce să zic, banda este puțin înțepenită, se învârte, dar mai greuți, trebuie să mai încerc recent. Deci avem o casetă cu mine, mare problemă, părerea mea, personală. După că am primit o notificare. Da. Deci voi nici nu mai vrea să se miște. Și o să vorbim, vedeți, s-a înțepenit banda. No, cam așa am reușit să curăț și această casetă audio, deocamdată va trebui să vă zic o chestie. Ce este pe caseta asta audio este ceva care pe mine m-a plăcut mult. Niște melodii bănățene pe ea care sunt rare, nu se găsesc pe YouTube, foarte faine melodii. Dar va trebui să schimb carcasa pentru că am observat că împiedică funcționarea casetei, s-ar putea să fie și puțin deteriorată casa. Și ce să zic, am observat și aici banda, că într-un loc este cam goară, pentru că cine știe ce a fi pățit caseta mai de mult. Am reușit să o curăț cât de cât ați văzut și voi caseta, arată cât de cât stăucitor, dar vă menționez că vă trebuie totul să-i schimb carcasa cu regrete din motivul că n-am de ales, pentru că arată și o iubire carcasa, e jamnică, mizerabilă. Și apoi atunci, din fericire, cu tot, chestia bună este că mai am o carcasă de schimb, dar nu mai una. Și apoi atunci aș putea să o refac, să aveți banda cu această carcasă. Oricum muzica de pe această carcasetă nu-i pe placul meu. Și apoi atunci aș putea folosi carcasa asta pentru că e carcasă nouă. Și pot să apă banda de aici. Nu e o muncă ușoară, trebuie să știu cum să pui rovere și banda în această carcasă și apoi atunci cam asta ar fi soluția. Și asta ar fi toată soluția. Eu am curățat cât am putut carcasa și apoi atunci carcasa asta ar fi folosită, banda din asta. Da, și apoi asta ar fi singura soluție. Am reușit să curăț carcasa cât de cât, dar din păcate banda în carcasa asta se mișcă foarte greu. Și mami, vedeți și voi că ba, dar texture nu are o urmă de asta de ceva asta, nu? Nu? E nouă.
Cam asta și cu videoclipul de pe ziua de azi, nu știu. Mă scuzați. Nu știu dacă a fost o reușită sau eșec. Dar am vrut să fac și un videoclip mai interesant. Am reușit să o curăț cât de cât. Nu știu dacă se observă mare lucru, dar măcar arată un pic mai bine. Cum bine că are și, deși voi are și ruburi carcasa așa, pe atunci pot să folosesc. Bine. No, cam asta și cu videoclipul. Pe ziua de azi, bye.